15 martie este ziua internațională al maghiarinii de pretutindeni. În Dej au avut loc deja prima, s-a terminat practic prima parte a manifestațiilor care au avut loc în sala mare de ședințe al primăriei. Coloana s-a deplasat la Monumentul Eroilor de pe strada Țibleșului, unde va avea loc, după câteva discursuri oficiale, vor avea loc depunerile de coroane și într-adevăr cinstirea memoriei celor căzuți în acest loc în timpul evenimentelor din 1848-1849. Oaspeți importați din Ungaria? Da, avem din Ungaria, am avut cel puțin un oaspet, a fost directorul Muzeului de Istoria Militară, care a prezentat o lucrare practică a domniei sale, care se ocupă cu evenimentele petrecute în 48-49 pe teritoriul Dejului. Avem un reprezentant al consulatului maghiar din Cluj, avem oaspeți din Comarum și, sigur, oaspeți și din localitățile învecinate care participă la acest eveniment al nostru. Mulțumim tare!